Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip De abia ce m-am trezit și am făcut un live matinal Astăzi o să vă povestesc cum Bine mă că acum intră soarele în când filmez Dar cred că sunt prea luminos Hai să trag un pic draperia, așa Am să vă povestesc cum de unei abonate de ale mele I s-a făcut cont pe o platformă asemănătoare OnlyFans-ului, numai că se chema Fansly și de asemenea cum mi s-a făcut și mie cont pe Xvideos, da? Ați auzit bine. Eu am cont pe Xvideos care nu este făcut de mine. Hai să începem întâi cu contul meu de Xvideos, că na, e canalul meu, eu sunt bosu aici. Deci, acum vreo 2 ani de zile am încercat un pitch să îmi spargă toate rețelele de socializare. În descrierea canalului, toți youtuberii au chestia asta sau marea majoritate, E o funcție, bifeze acolo în cap, cea că nu ești robot și îți arată e ul canalului respectiv. E-mail care este folosit pentru colaborări, pentru sponsorizări. De exemplu, dacă vrea Desperados, că sunt mare fan Desperados, să mă sponsorizeze, are acolo e ul și mă contactează direct, fără să stea să umble prin descriere și așa mai departe. Este ceva mult mai rapid, făcut special pentru colaborări. Sau vrea unul să facă cu mine live, o colaborare, ceva, un episod, îmi trimite email și aia e. Din păcate așa mă trezești cu e-mail-uri de la de prin Bangladesh, oameni de prin Bangladesh că, domne, avem un VPN, avem nu știu ce. du vă drecu că nu vreau să pierd canalul iar. Și am încercat un push să se conecteze pe toate rețelele de socializare cu acel e-mail. Dar ghiciți ce? Acel e-mail îl am banat pe foarte multe rețele de socializare pentru că mie mi-a plăcut să distribui toate nenorocirile posibile pe care tot acolo le găseam. Și am pățit eu din cauza unui filmuleț pe care l-am văzut pe Instagram și l-am trimis doar pe un grup de mesaje, nici măcar nu l-am pus pe story, uh, m-am trezit cu contul de Instagram banat și și cu Facebook-ul că erau mână în mână asociate și nu mai știu cum. Și da, practic e mail cel ce folosesc la acest canal, nu este cel pe care am Instagramul și Facebook-ul. Dar nu contează. A încercat omul să ghicească parola, n-a reușit. Că eu pun parole, dar alea de nici măcar eu nu le mai țin minte. Ar trebui să-mi fac un sertar cu un caiet plin de parole ca să le țin minte că eu le uit. Noroc că toate metodele astea cu QR-uri, cu sms ul și tot. Deci da, a încercat omul să se conecteze, n-a reușit. Până când s-a gândit să-mi facă cont Xvideos. Scuzați în cacofonia. În respectivul puști mi-a făcut cont pe Xvideos. Cum s-a întâmplat asta? Simplu, a pus e mail numele meu. Nu mă știu dacă mi-a pus cu numele de familie, cum ar veni numele din buletin sau... Că am doar nume și prenume, n-am patru nume ca alții. Sau numele canalului. Ideea este că trebuia să confirme, să trimeată codul de confirmare pentru acel uh, cont, canal de Xvideos. E-mail care mi-a venit mie, bineînțeles, mi-a venit mie. Am primit notificare și m-am trezit. Bă, ce dracu? A încercat să se conecteze pe Facebook, a încercat să se conecteze pe Twitter, pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, pe Parcă mai încerca să pe ceva, nu mai știu pe ce. Și văd, X-Videos. Mi-a făcut cont pe X-Videos. Sincer, eu pentru asta m-am îngrijorat, că putea să posteze porno cu gay și să pună acolo cum ca și fi eu, fără să-mi se vadă mie fața. Poate punea videoclipul cu Felipe care zice, ah, Daniela, bine, îi se iau de vocea, dar nu contează. Mai este și AI-ul ăsta acum, nu mai știi ce este real și ce este fals. Deci mare grijă la falsuri. Dar oricum, am intrat acolo, am schimbat parola, am pus altă parolă, dar n-am șters contul. N-am găsit cum să-l șterg, mi-a fost lene. Și eu, practic, acum, de vreo 2 ani de zile, am cont de Xvideos. Nu mi-am făcut cont premium de Pornhub când, când s-a dat premium gratis atunci în perioada carantina, carantină. Bine că am din cauza unui mucos cont pe Xvideos acum. Poate intru mai încolo să-l șterg, cine știe. Și cam asta este întâmplarea mea cu contul de Xvideos. După care mai avem povestea abonatei mele. O știți, am mai făcut cu ea videoclipuri, n-am întrebat-o dacă vrea să fac videoclip pe tema ei, nu, nu o să-i dau numele. Un abonat știe de ce s-a întâmplat, că el mi-a spus că a primit, uh, el a aflat înaintea mea. Deci da, nu spun cine e, dacă vrea ea să lași un comentariu, oricum o să o întreb după ce filmezi videoclipul, o să o întreb. Te spera că fac video pe tema ta, dar nu ți-am zis numele. Ideea este cu o abonată cu care a mai colaborat, nițel, așa, vreo două clipuri mai mult nu spun. Ei bine, ea este o tipă serioasă, corporatristă ca și mine, numai că ea nu înjură pe internet, e, e femeie serioasă, nu ca mine, un rocker nespălat. Și mi-a arătat un alt abonat, care urmărea pe Instagram, bă, vezi că și-a făcut cu tare cont pe Fensley. Cum s-a întâmplat asta? Fensley, un OnlyFans, e competitorul. Cum e Cola și Pepsi, așa OnlyFans cu Fensley, probabil. Nu sunt sigur că n-am cont pe niciuna dintre aceste platforme. Deci poate la 40.000 fac și eu și o să pun poze cu, cu căței de pe stradă, cine știe. Deci, îmi dă băiatul screenshot și captură de ecran. Filma, a filmat ecranul, i-a dat follow un cont de Instagram care avea același nume ca și ea. Diferența doar de o vocală, a pus o vocală în plus la final pentru că na, mai toate numele de fete, aproape toate numele de fete se termină cu A. La afară Carmen. Și am mai pus un A la final. Dar în rest la fel cu puncte cu tot. N-a pus poză cu fața E doar numele, ca să fie mai greu de dat reportul. Și descriere, noul meu cont de Insta, mi-am făcut cont pe fensley. vă aștept acolo. Și de ce mi-a trimis băiatul la filmare? A intrat pe profil acolo, numai că nu era www.fensley.com. era formatul mypage, My website wix.com com sau profile.com DX. DX e un fel de WordPress. Cum era și blogs, poți să-ți faci bloguri, WordPress e ca să-ți faci site-uri. Mai găsești forumuri și site-uri de pe la primării de pe la țară făcute în, în, în WordPress cum ar fi site-ul primăriei de la mine de la țară. E, așa este și DX tot un site folosit pentru așa ceva să-ți faci să-ți faci o pagină. Probabil că a avut Gratuit câteva zile la început, cine știe. Dar oricum, se vedea de la o poștă că nu este original uh, fansly. Căci chiar eu am căutat după, am intrat pe econtu și am pus fansly.com, user sau așa și numele ei, cum apărea în uh, filmarea pe care mi-a dat băiatul respectiv, că el a intrat pe link, eu n-am intrat. Mi-a fost frică. Nu exista așa ceva. Deci da, site-ul acela din start era fals. Și după link, și faptul că da, deci practic după link. Plus că fata aceea n-ar făcut așa ceva. Adică în videoclip la mine s-a abținut să înjure și nici eu, eu, chiar am cenzurat multe înjurături ca a apărut și ea. Să nu-i pătezi imaginea și ea după se apuce de, de vândut poze. Cum mai primesc mesaje pe Insta bună, mi-am făcut OnlyFans de la diferite conturi care sigur nu sunt reale nici cele. Și am trimis și ei. I-am întrebat-o, bă, tu mai ai un cont de Insta sau ceva? N-am vrut să o iau direct, că poate nu știa și să nu șochie sau ceva. Da, de unde? Că știa. Adică, i-au zis alții dinainte, bă, ce-ai făcut, bă, băi, dat te-ai apucat de prostii? Și mi-a zis, Hai bă, ce dracu, bă, știi pe mine așa? bine așa? nici băcar dracu n-a zis, că ea se abține mult. Ea chiar nu înjură, n-am auzit-o în viața mea să înjure. Și, bine, că am și interacțiune de putere cu ea. Ați prins voi ideea. Da, mi-a zis și ea bă vezi că e fals dă și tu report că eu am dat Am dat report la contul acela Între timp băiatul Și-a făcut A trimis e-mail la platforma DX sau cum se cheamă pentru făcut site-uri, ca, ca, acela este un site, ca aceea este o pagină falsă pentru a hărțui pe cineva și a vinde conținut, a pretinde că este al cineva. Putea să fi mers la poliție, să făcă reclamați, dar până se rezolva problema de la poliție, cred că la mai făcești niște bani. Că bineînțeles, te înscriai acolo și plăteai. El a vrut să-și facă cont să vadă ce e pe acolo, dar aici cerea din prima Date de la car s-a prins Ok, e vrăjeală Deci asta nu doar că este bagiocură Ci este și țeapă Adică nu doar că îi păta imaginea acelei fete Care are și o firmă Nu Mai fură și niște bani De la oameni Foarte frumos, nu-i așa? Extraordinar abia aștept să apară ei aiuri cu mine Cum mă jugiulesc cu Felipe Sau mai știu o care nebun de pe internet Căci cu ei aiul ăsta Nu e de glumă Adică ok, vedem melodii, îl vedem pe Chester Bennington să cânte melodii de al lui Michael Jackson sau pictor austriac să cânte Counting Stars, dacă știți AI-urile acelea, unele sună chiar bine, dar dacă s-ar opri aici, ea ar fi ok. Dar, sau hai să zici că poți să pui, nu știu, să vezi fotbaliști că se apucă, că gătesc sau fac alte sporturi sau ved, sau Donald Trump cu Joe Biden cântă în Blue și sunt înconjurați de oameni îmbrăcați în albastru. Ok, cu astea sunt de acord. Cât timp e de amuzament, cât timp e de uh, satiră, e ok. Nu o să folosesc termenul de Caterin că e prea folosit. Eu o să zic cât, e, cât e în scop de panoramă, e ok. Dar mai mult de atât, nu. Am văzut că vor ăștia de la US să reglementeze cumva inteligența artificială, să sperăm că o să reușească. Părerea mea este că o ia prea sus, adică a fost acel deep fake. Au fost întâi deepfake-urile acum vreo 2 ani. Țineți minte deepfake-ul ăla cu Delia pe Pornhub. Mai erau și dinainte, dar nu în România. Erau cu vedete din afară deepfake-uri. De unde știu? E, eh, am eu nebunii mei pe Discord care îmi trimiteau căcaturile astea. Am avut și eu un rum pe Discord dedicat pentru nenorociri de genul, dar l-am șters, am primit notificare de la Discord, bă, vezi că ai niște gorp acolo, fără din astea că nu aprobăm, șterge-l tu sau ștergem noi serverul. Gata, am șters imediat, am respectat regulamentul, deci acel rum nu mai există, unii l-ați prins, ați văzut nenorociri, dar gata, nu mai are ce căuta acel rum, l-am șters, s-a dus, revenind. Deci, poate știți AI-ul, de fapt, deepfake-ul cu dele. era un videoclip cu o scenă de sex și era cu fața dele editată, era cât de cât așa, adică dacă îi arătai unu, unui care nu știe ce e la deepfake, care nu știe cu inteligența artificială, cu editare video sau cu Photoshop, nici măcar să fie auzit de Photoshop sau inteligență artificială, mă, un nea Gheorghe, nea să pe la țară care știe doar să meargă cu tractorul, automat că el pune botul. Na, ce dracu, cum am o, am, o gâză pe geam. Unul ca el ar, ar pune botul. Da, bineînțeles, unul ca mine care totuși are și el habar de editat, green screen și alte prostii, măcar se prinde. Dar tot i-a fost pătată imaginea Cum de ei. Cum de-a mai fost și aia care au încercat să o comită pe Andra Gogan cu videoclipul cu o majoretă care făcea fufu-fufu -fu 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 undeva în vestiar la un stadion de fotbal de prin Rusia și se mână aia cu Andra. Aia a fost pur și simplu un video care era o fată reală care se mâna cu ea și atât. Din nou, chestii de genul se vor întâmpla mereu, mai ales acum în era internetului în care dacă unul mai nebun are boală pe tine, îți află adresa foarte ușor. Foarte ușor. De exemplu, eu, care mă, mă joc joc, yes, uh, mă descur destul de bine de găsit adrese. Adică, cum să spun, cel puțin când s-a mutat Codrin în București, imediat mi-am dat seama pe unde stă. Am fost un pic Google maps și ce s-a văzut la el pe geam. Și eu asta în ideea în care mă joc Geoguessr. Nu sunt vreun psihopat să mă apuc să caut adresele altora, să-i vânez, să-i asasinez, să trimit, nu știu, drone cu explozibil pe ei. Bine, hai că deja o dăm în alte prostii. Deci, noi intrăm acum într-o eră în care falsul va fi din ce în ce mai fals. Dacă înainte Puteai să falsifici foarte ușor că ai văzut un OZN sau ceva sau că ai văzut o mireasă, e, acum este mai greu să falsifici pe metoda clasică, să anume să filmezi sau așa. Nu, acum totul se face computerizat, totul se face prin editare video. Avem AI-uri cu voci care sună foarte realistice în multe cazuri, la muzică mai greu, cel puțin la merodin care se urlă mult la metal, mai greu să prinzi urletele alea. Sunt unele voci care nu pot fi reproduse în AI, dar altele care chiar pot fi reproduse și sună destul de bine unele melodii. Dar, mare atenție cu ce urmează. Am văzut că acum este un efect și pe TikTok și pe Instagram și peste tot, în care pui un selfie cu tine și îți extinde poza foarte mult. Arată destul de realistic. Dacă n-ai ochiul format și anume să vezi că sunt niște pixeli strâmbe acolo sau niște texturi care nu prea au rostul acolo, o să fie cam nasol. Și părerea mea, pregătiți-vă de ce e mai rău, pentru că o să urmeze vremuri în care vom vedea din ce în ce mai multe falsuri cu persoane mari. Atâta timp cât nu se îmbunătățesc, nu se îmbunătățesc uh, legile, cum ar fi Uniunea Europeană să reglementeze mai multe ai Eu, din partea mea, dacă vrei să folosești ai să faci poze sau așa, mai bine să fie doar plătit cu licență, sau cumva să fi monitorizat în vreun fel, că și așa suntem ascultați non-stop. Eu dacă mai am pe cineva în cameră și am telefonul în mână și vorbesc despre o anume marcă de Adidas și mie mi-apare reclamă, pățesc. Nu doar cu Adidas, pățesc cu absolut orice produs. Sunt, eram la muncă, vorbeam cu cineva despre... Vrei să-ți iau ceva la magazin? Da, i-am și mie sucul respectiv și după aia apare reclama pe calculator când am pornit YouTube-ul. Deci, oricum suntem ascultați. Dacă nu există o metodă prin care AI-ul să fie mai controlat, o să fie nasol. Sau măcar pe metoda mai drastică, mai brutală și anume pedepse. Ai făcut un fals cu cineva în scop de a-l ruina, de a-l de calomnie sau cum s-ar spune, că -am, nu cunosc atâția termeni că eu sunt mai de la țară, să fii pedepsit pe măsură. Eu aș vrea să se întâmple așa ceva, adică pentru tot ce înseamnă calomnie online, mai ales cu ai care vine, ar trebui să se bage niște reguli mult mai grave. Când eram eu clasa 11 sau 12-a, a venit toată un polițist. Era mai tânăr polițistul, că de-aia s-a dedicat acestui subiect și a fost și el la același liceu ca mine. Dar mă rog, cu alte generații în urmă. Și ne-a spus că mare grijă spațiu online este... La fel de public ca și cel de afară Ce e pe stradă și pe online e la fel de public Și se pedepsește la fel pentru amenințat în jurături și așa mai departe Mare grijă cu parolele, nu vă dați parolele nu aveți voi să citiți scrisorile altora sau mesajele altora și așa mai departe. Chestiile acestea sunt ilegale. Și sfatul meu pe care vi-l dau este în felul următor. N-aveți cum să vă feriți de oamenii care au boală pe voi. Orice ați face, postați un comentariu pe internet, o să vină 2-3 tâmpiți care o să vă înjure. Nasolă să fie dacă unul dintre ei va avea acces la vreo aplicație de AI sau are licență și vrea să te ruineze. Chestiile acestea se vor întâmpla. Imaginați-vă Felipe să aibă o aplicație de AI și să se apuce el să facă iaiuri cu Daniela și cu cine mai vrea el. Vă dați seama ce psihopați pot exista în spatele internetului? Internetul scoate mulți nebuni la suprafață, din păcate. Deci părerea mea ar fi următoarea. Ce puteți face voi ar fi în felul următor. Să țineți datele voastre personale cât mai ferite. Nu spuneți pe internet unde locuiți cel puțin în cazul meu, ca să nu mă mai trezesc cu copii la poartă, cum am pățit la țară, în băcare aici în București nu, nu, știe nimeni. De fapt, doar doi, trei prieteni buni știu exact, exact unde stau, încă niște oameni știu așa, mai cu aproximație, poate, sectorul și atât. În rest nu știe nimeni unde stau. Eu sunt mai secretos de felul meu cu locațiile. Dar... Cam asta este treaba. Țineți cât mai ferite datele voastre personale, și încep să înțeleg de ce unii oameni folosesc cont privat pe Instagram. Înainte mi se părea o mișcare mai de la și de că ești băiat cine ți-a ție pozele. Dar acum când văd ce se poate face cu ei ai eu și cu pozele unor oameni, e cam nasol. Eu unul îmi asum riscul de a fi persoană publică oarecum, mă recunoaște lumea pe stradă. Am și pățit să-mi trimeată careva poză. Salut Ovidiu, Fordul cu numărul cu tare este al tău? L-am văzut la mine în parcare, mi-a dat și poză. Un băiat din Târgoviște. Știu că tu mai treci prin Târgoviște. Și el chiar se știa cu... Era un vecin de al Gagicăbi. M-o fi, fi văzut pe acolo vor și am zis, nu, nu este Fordul meu, acela chiar nu este Fordul meu, eu n-am trecut la Târgoviște pe atunci. De fapt am trecut, dar n-am trecut cu mașina, că mi-a asigurarea. Și s-a numerit să fiu un Ford ca al meu, asemănător și a crezut că e al meu. N-a fost al meu, dar semăna. Și îmi pare ră, de fapt, mă rog, nu îmi pare îmi pare bine că băiatul a fost responsabil și nu s-a apucat să dea pe internet, că uite, putea să fie un hater, să a fi pus poza mai departe și să fi găsit, să fi văzut alt hater și s-ar fi dus când ar fi văzut acea mașină parcată prin Târgoviște, s o zgârie în ideea că poate era mașina mea. Eu de asta sunt foarte fericit și să-mi afișez numărul de matriculare de la mașină. De aceea mă gândesc, Următoarea mașină pe care o să o iau, să o matriculez pe alt județ. Nu pe București, nu pe Alomița de unde sunt eu, ca să fie și mai greu de identificat. Bine, eu oricum voiam să-mi pun numărul la mașină, el în 69 muc, da a fost luat. Dar deja am deraia de la subiect. subiect. Deci, din nou, feriți-vă de a vă da datele pe internet, datele de la carduri, nu achiziționați chestii de pe site-uri care sunt dubioase. Și sfatul meu, uite cum a fost și cazul abonatei mele, care pe care o cunosc în, în realitate uh, acel om pe lângă că a vrut să o, o ruineze să-i păteze imaginea cu un cont care părea destul de realistic pe o notă de la 1 la 10 i-aș fi dat un 8, putea să mai fi lucrat un pic la site să fi folosit un site care nu e gratuit să-ți faci site ai că putea să fi cumpărat el un host ceva să fost mult mai realistic. N-a putut să facă. Probabil că n-a putut să facă direct contul pe Fensly sau Onlyfans pentru că își cere buletinul când îți faci cont acolo. Dacă îți faci cont să postezi, probabil că îți cere să tu că ești tu acea persoană. Îți cere o poză, un selfie ceva, să-ți faci atunci o poză. Unde mai făceau uneori și pe Facebook dacă ești tu și primeai reporturi. Bă, ești tu persoana asta. Erau cândva tehnici de genul pe Facebook. Erau, sper că nu mai sunt. Dar din nou, dacă aveți obiceiul să cumpărați conținut pornografic, sfatul meu mai bine încetați. Pentru că s-ar putea să vă treziți cu o persoană pe care o urmăriți pe Instagram și nu v-ați fi așteptat să aibă cont, așa ceva, chiar nu are și este un cont fals, intrați acolo, băgați datele cardului, nu primiți ce v-ați fi dorit și ulterior rămâneți și fără bani. Deci mare grijă cu cardurile. Deja începe oarecare digitalizare a banului. Eu unul cel puțin de când locuiesc în București n-am mai folosit bani cash de foarte mult timp. Mai am la mine unor niște cash, dar țin așa, mărunțișuri de 50 lei le am, am la mine. Ceva mai mult așa nu țin cash că n-am ce face cu el, că plătesc mare parte cu cardul. Și uite, am fost la țară săptămâna trecută, m-am dus cu microbuzul că mi-a expirat asigurarea și o făceam azi, se activa de mâine, dar eu azi voiam să plec la țară, deci ghinion, cum ar veni, v-am explicat situația atunci. Așa că am plecat cu microbuzul și nu știu dacă la acel microbuz, de fapt nu, m-a dus un prieten la țară, dar m-am întors de acolo cu microbuzul, dar eu eram deja la țară și nu eram cu mașina mea. Salumi, Mihai, bersi că m-ai dus, rămân dator. Așa. Și la microbuzul nu știu dacă se plătea cu cardul și acolo am plătit cu cash. Dar ideea e în următor. Eu nu mai știu să număr banii fizici. Bancnotele, eu nu mai știu să le număr Mai știu să număr doar monedele Monede, mai știu să le țin în mână doar că mai bag în căruciorul de la cumpărături Atât, Ai un rest nu mai știu să folosesc cash De șase luni de stau în București și toți banii mei sunt pe card Și nu am de ce să-i scot Doar ce am mai scos când a trebuit să plec în, în vacanță în Austria Și am schimbat niște euro să iam fizic, nu doar pe card Dar în rest, N-am uh, mai folosit bani fizici Și cum spuneam, e digitalizarea asta a banului Și aveți mare grijă că se va profita foarte mult pe treaba asta Da, cash este sigur oarecum Ai niște bani, i-ai băgat sub saltea Și dacă nu-ți intră hoțul în casă, nu-ți fură nimeni Aplicațiile bancare au sisteme de siguranță Numai că se mai întâmplă spargeri O fostă de-a mea a mai să aibă cont bancar la o bancă Nu-i dau nume, nu e un colos bancar în România, dar e destul de populară și banca aceea. Și s-a trezit că i-au dispărut banii de pe card. Acum, nu știu, a achiziționat-a ceva de undeva, a fost o eroare de la ei. Ideea e că i-a recuperat din fericire și era o sumă măricică de bani. Adică, probabil, când să-și cumpere un Golf 4. Pe Acolo era suma aia. Și cam asta este treaba. Mare grijă cu datele cardului, cardurilor câte aveți, mare grijă cu identitatea voastră, cu datele personale. Nu credeți tot ce vedeți pe internet. Este plin de oameni care pur și simplu sunt urmași bătăușilor din anii 90-2000 din școli și vor doar să bat oameni. Așadar, un sfat prietenesc pe care vi-l pot da este să încercați să nu vă certați cu lumea pe internet pentru că nu știi de ce nebun poți să dai în ziua de azi care te ruinează. În cazul meu, mă mănânc în cur când mă plictisez la muncă, mai stau pe Instagram pe Reels-uri și văd oameni tâmpiți în comentarii pe diferite subiecte, pe sport, pe mașini, pe politică, pe orice. Niște comentarii foarte idiote și eu mă pus să mai... Dau și o comentarii acolo, că îmi place să primesc notificări că strâng sute de like-uri la comentarii pe Reels. Și ghiciți, ce? exact. Mă trezesc și eu cu unii care mă înjură, mă înjur și eu cu ei și tot așa. Și am avut niște discuții cu unii de-a dreptul, xenofobe, rasiste, am M-am trezit eu că am fost făcut indian sau mai rău de atât cuvântul cu țâ, altul că bă tu ai for fiesta și comentezi de bine că am și o poză pe undeva sau un reel ceva cu mașina pe, nu un reel, un story, un reper cu mașina, deci da. Aveți grijă când vă certați cu careva pe internet că o să intre pe profilul vostru și dacă aveți informații publice vor fi folosite împotriva voastră. Ca în cazul meu cu cel care s-a luat de mine că am for fiesta cazan de fort. Asta e. Acum, Ana, da, cei care au tupeu să intre pe profilele voastre și n-au alte argumente cât să comenteze faptul că aveți o anume mașină mai veche sau că în unele poți de mai bronzați și vă fac cuvântul cu ț, e partea a doua. Voi trebuie să vă asumați totuși ce postați pe internet, cum deși eu mi asum totuși că sunt persoană publică, sa nu conștientizez că în secunda 2, dacă am spus o prostie, m-am dus pe carici, dar nu contează îmi place uneori să mă pun unor riscuri. De-aia bărbații trăiesc mai puțin, că fac multe căcaturi de-a lungul vieții și nu conștientizează când ar trebui să stea potoliți. Dar hai cam de rea de la subiect. Așa da și prin urmare. Dacă o să vedeți o video 666 sau aborată, la o video 666 pe vreun site porno, să știți că nu suntem noi. Mamă și acum deja, am, deja, deja cred că am dat o idee unui psihopat. Să facă acum ei ai cu mine și cu abonata aia dacă o știe. Dacă cel care a făcut contul de Fensley o, o, fi un urmăritor de-al meu sau o fi văzut -o pe canalul meu. Hai că deja v-am dat o idee să mai creați acolo bolnavi naibii. Deci da, să sperăm că se rezolvă cu ei ul ăsta. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Trebuie să plec la muncă, o să-l pun acum la postat, nu mai stau să editez nimic. O să las pe nelistat și o întreb pe abonată dacă se superă, dacă îi fac povestea cunoscută, dar nu i-am spus numele. Momentan videoclipul rămâne pentru membrii. Hai că eu în 15 minute trebuie să l la scărubici. Sper să se abladeze videoclipul până atunci. Ceau les tuturor și aveți grijă de voi pe internet, ce să vă zic. Baftă!